Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Am ținut să-l invit astăzi în platoul emisiunii pe edilul șef al municipiului Roman pentru a clarifica în opinia mea trei chestiuni esențiale cu care se confruntă romașcanii. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24. Bună ziua, bine v-am regăsit! Vreau să spun că, în primul rând, m-ar interesa să clarificăm pentru populație, pentru că mi-au cerut-o vecinii de pe scara mea, eu am făcut-o la nivel micro pe scara mea, să explic această componentă a gunoiului care a dat peste cap bugetul tuturor familiilor și a revoltat populația romașcană. Eu am încercat pe cât posibil să-mi liniștesc vecinii și să le explic cele trei componente ale prețului la gunoi, dar haideți să o facem și public și opinia mea este că la întâlnirea pe care o aveți cu asociațiile de locatari ar fi cinstit ca aceștia să nu afișeze, așa cum am afișat la scara noastră, că prețul la gunoi este impus de Consiliul Local, în care, fie vorba între noi, sunt și consilieri județeni PSD, ci este o rezultantă a unui calcul făcut din anumite componente, o componentă locală, una județeană și una națională. Haideți, vă rog, să fim mai explicit în această direcție. Da, așa cum spunea și dumneavoastră, aceleași reacții le-am avut și eu și de aceea am convocat miercuri această ședință cu asociațiile de proprietari, tocmai pentru a clarifica. După cum bine știți, încă de când am preluat mandatul, din prima zi a mandatului, de la prima conferință de presă pe care am făcut-o, am adus la cunoștința romașcanilor posibilitatea ca prețul la deșeuri menajere să crească. Iarăși, eu sunt membru în Consiliul Director al Asociației Municipiilor din România și am avut nenumărate demersuri pe lângă Ministerul Mediului, Ministrul Mediului de la acea vreme, domnul Daniel Constantin, pentru a elimina o taxă care a fost impusă de Guvernul României începând cu 1 ianuarie a acestui an. Și atunci... Deci Guvernul Tehnocrat. Nu, e o taxă care a intrat în vigoare cu 1 ianuarie 2017 și o taxă care mai exista și în trecut, dar tot timpul a fost prorogată. Soluția noastră până la urmă a municipiilor a fost că suntem de acord să existe o taxă penalizatoare pentru persoanele sau pentru operatorii care nu reciclează un minim de 20% în anul 2017. Însă niciuna din soluțiile pe care noi le-am propus nu a fost luată în calcul de Guvernul României și atunci această taxă practic a devenit obligatorie pentru toată România. Au fost chiar situații în unele municipii și vă dau municipiul Orșova unde deșeurile timp de 2 luni și jumătate nu au fost ridicate din municipiu. A fost practic orașul îngropat în gunoaie. În gunoaie a fost declarată și stare de urgență în acel municipiu, ministere, prefecturi și așa mai departe. Revenind la municipiul Roman, noi am încercat inclusiv prin intermediul domnului deputat Laurențiu Leoreanu să facem o interpelare în Parlament a aceluiași ministru de la acea vreme, domnul Daniel Constantin, pentru a ori a proroga din nou acest termen, ori dacă nu se accepte varianta propusă de Asociația Municipiilor și anume aceea cu 20% să fie ca o taxă penalizatoare pentru cei care nu reciclează minim 20% din deșeuri. Din păcate, niciuna din soluțiile prezentate de noi nu a fost luată în calcul. Între timp, domnul Daniel Constantin nu mai este ministru, dar problemele persistă. Între timp, în luna martie anului 2017, Consiliul Județean a aprobat hotărârea cu numărul 46, prin care a stabilit prețul pentru depozitarea deșeurilor menajere la depozitul conform de la Girov. Cât e componenta județeană? Să o scriem clar aici ca să o includem în preț. Ei au 154 de lei pe tonă. Tonă. Deci asta este componenta județeană care conține taxa de operare a Consiliului Județean pe depozitul conform de la Girov și acea taxă de 80 de lei pe tonă care merge la Guvernul României.
Din punctul meu de vedere... Vă întrerup din nou să vă spun că aici iar mi se pare o imensă ipocrizie a PSD-ului, mai ales la nivel național. Suntem cu toții nemțeni, suntem cu toții de aici și știm că timp de un an și jumătate, în mandatul președintelui Culiță Tărâță, consilierii PSD au boicotat întocmirea acelui caiet de sarcini de dare în administrarea gropii de la Girov, situație în care, iată, acum, acolo se depozitează de avalma gunoaiele, că măcar dacă le-ar depozita selectiv ca să ne putem încadra cerințelor Uniunii Europene, lucru care nu se întâmplă pentru că nu avem încă, nu încheiată procedura de licitație a gropii respective. Din cauza PSD-ului, este clar acolo. O altă problemă pe care o avem în momentul de față și am făcut solicitări către Consiliul Județean a fost aceea de a scoate cât mai repede la licitație zona 2, zona Roman, pentru că în momentul de față, iarăși avem o problemă prin faptul că stația de transfer, stația de transfer de la Cordun stă neutilizată, mașinile sunt convins că cine va câștiga licitația va avea de investit în acele mașini, pentru că de 4 ani de când stau acolo în soare, cu siguranță vor avea probleme. Toate tomberoanele și toate recipientele stau nefolosite. Dar iată că, din păcate, Consiliul Județean... Și noi ducem de avalma gunoiul și plătim pentru transportul lui. Contravine până la urmă și proiectului, pentru că proiectul a fost... Și acolo mi se pare că suferă și corecții din cauza asta. Probabil va suferi corecții Consiliul Județean, bineînțeles, corecții care vor fi plătite tot de cetățenii județului. De aceea, o altă greșeală care mi se pare că a făcut-o Consiliul Județean este faptul că a băgat acești 80 de lei în calculul acestui tarif final, adăugându-i la acestea inclusiv cheltuielile directe. Și, din păcate, de consecință, TVA-ul. Direct înseamnă salarii. Cele salarii și așa mai departe. Care, până la urmă, e o taxă fixă care ar trebui să meargă direct la guvern. Iarăși, din acest punct de vedere, eu personal am avut o discuție cu ministrul mediului de la acea vreme, în care i-am solicitat ca măcar această taxă de 80 de lei să nu-i fie aplicată taxa pe valoare adăugată. Nici acest demers nu a avut sorți de izbândă. Din câte am înțeles, au probleme foarte mari cu încasările la nivelul Guvernului României și caută soluții pentru a acoperi acest deficit. Toate aceste majorări de salarii și de pensii trebuie acoperite de undeva și atunci o soluție foarte bună. O soluție foarte bună este tocmai aceasta de a introduce această taxă de mediu care, atenție, afectează toți cetățenii României. Inclusiv deci, ai PSD-ului. Deci nu e vorba că afectează doar romașcanii sau doar nemțenii, e o taxă care se aplică tuturor românilor. Au scos ei taxa de prima înmatriculare la o mașină care, până la urmă, cineva care dorea să-și cumpere o mașină, își asuma sau nu acea taxă de mediu, însă iată că prin această taxă, practic, au impozitat toți românii și toți românii sunt obligați să plătească această taxă. Era la... îngrozit ce se întâmplă cu familiile numeroase în care există, deci e aproape 13 lei. Așa este, da. Așa, ori 5, 10, da. 17 păi, înseamnă plecați, enorm. Plecați de la premiza că municipiul roman și-a asumat doar o creștere de 0,60 de lei. Asta spuneam, componenta locală, am pus-o. Noi 60 de bani. Și este o, până la urmă, ca să scăpăm de gunoiul din oraș, acești 60 de bani, am zis că e acceptabil să scăpăm de gunoi, să-l ducem la Girov. Însă, mai departe decât atât, de la 5,77 lei, cât era până acum, cu acei 60 de bani, să spunem, era 6,30 lei, iată că noi ajungem la 12,90 lei, o sumă foarte mare, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că această diferență de bani merge toată la Consiliul Județean. Lumea va înțelege când la fiecare fișier al scării de bloc, așa cum am cerut și eu, trebuie făcut, explicat toate aceste trei componente ale aici e interesul până la urmă al președinților și al administratorilor asociațiilor de proprietari pentru a comunica corect proprietarilor, locuitorilor din zonă ceea ce înseamnă exact. Tocmai de aceea vă spuneam și
făcut această întâlnire cu asociațiile de proprietari. Acum tot ce îmi doresc ca aceste asociații de proprietari să nu se... să explice. Asta pe de o parte, cu siguranță vor înțelege, pe de altă parte îmi doresc foarte mult să nu intre în acest joc politic și să prezinte realitatea distorsionat, pentru că nu le face bine nimănui. Până la urmă e vorba de o chestiune de administrație. Vom urmări și noi presa, iată rolul nostru. Da, e doar o chestiune de administrație și lucrurile administrative nu trebuie transpuse în latura politică, indiferent de simpatiile politice pe care le are unul sau altul dintre noi. Domnule primar, de regulă se spune despre dumneavoastră că sunteți un om extraordinar de civilizat, manierat, uneori mult prea manierat în anumite situații. Iată că la conferința de presă de luni ați avut o ieșire extrem de autoritară, lucru care nu prea vă caracterizează în anumite situații. Este vorba de această decizie a dumneavoastră de a nu face rabat la ceea ce înseamnă lucrările de proastă calitate și respectiv atitudinea pe care administratorul firmei Imron, arhitectul Mihai Haiva, s-a avut-o față de presa, care nu-și făcea la rândul ei decât datoria, cum probabil l-a încercat și dumneavoastră să-și o facă. Haideți să explicăm un pic incidentul și poate ne spuneți și discuția pe care ați avut-o ieri cu acest administrator și dacă a înțeles că trebuie să refacă lucrarea, care era de foarte proastă calitate, se vedea cu ochiul liber, nu trebuie să fii specialist, pe de altă parte, și cum, ce ați stabilit în acest sens? Da, deci, într-adevăr, eu am spus-o încă de la începutul mandatului meu, în ceea ce privește calitatea lucrărilor, nu voi face niciodată rabat, indiferent de cine este constructorul sau cine este prestatorul serviciului. Eu sunt construit pe principiu că o lucrare trebuie să o fac bine, ca și cum ar fi făcută la mine acasă, indiferent unde este făcută acea lucrare. Poate mai mult lucrare din banii noștri ai tuturor. Am urmărit pe parcursul săptămânii trecute de aproape modul în care au început lucrările în zonă. Discuțiile care au fost încă de la început, eu am sesizat încă din prima, de la primul strat care a fost turnat și am spus... Am impresia că era de vreo 12-15 cm maxim. Într-adevăr, acea stradă avea și probleme foarte, foarte mari. Eu pot să înțeleg până la un punct și punctul de vedere al constructorului. Acea stradă nu fusese reparată de foarte multă vreme. Plus, avea o formă care ținea apa în mijlocul străzii. A trebuit să-i dăm cu tot o altă formă care să ducă apa spre borduri, spre canalele de preluare a apelor pluviale. Și, într-adevăr, au fost anumite zone unde s-au creat acele denivelări. Am avut o discuție cu dumnealui, inclusiv vis-a-vis de reacția pe care a avut-o față... Sper că pe dumneavoastră nu v-a înjurat pe dumneavoastră. Nu și-a permis, pentru că Nu era cazul și nu era locul și momentul. Eu sper că am avut o discuție constructivă cu el. Am urmărit ieri turnarea covorului asfaltic pe strada Banatului și acolo, într-adevăr, a ieșit o lucrare bună. Între timp, va interveni din nou pe strada Florilor, în primul rând, într-o primă etapă pentru ridicarea capacelor la cotă. Aici, iarăși, au fost o serie de discuții ale romașcanilor și aș vrea să clarific peste tot. Prima dată se toarnă covorul asfaltic și după aceea ulterior se ridică capacele la cotă, astfel încât nu este o lucrare finalizată. Va freza toate acele dâmburi și vom încerca să scoatem planeitatea acelei străzi. Și am înțeles de la dumneavoastră că sunteți dispus să mergeți chiar până la rezilierea contractului în cazul în care nu se supune exigențelor de calitate ale primăriei. Cu contractul vom merge mai departe atâta timp cât va respecta condițiile pe care le impunem noi, condițiile de calitate. Și dacă nu-l va încerca să-și scoată belelele pe care le are la piatra... Eu nu discut de alte probleme. Pe mine mă interesează atâta timp cât are o licitație, are o licitație câștigată la Primăria Municipiului Roman. Dumnealui trebuie să se comporte ca un partener al Primăriei Municipiului Roman și în deplin respect față de locuitorii Municipiului Roman. Și măcar să aibă bunul simț să-și ceară scuze față de presa care nu și-a făcut decât datoria. Asta aici este ține de educația fiecăruia. Aș mai vrea să mai abordăm
rezolvăm o chestiune, domnule primar, este ceea ce în mare parte sunt preocupați romașcanii. Ce se va întâmpla în condițiile în care, pe trendul acesta al ascensiunii PSD-ului, romanul va fi aruncat în brațele acestei formațiuni politice. Nu știu, lumea, cel puțin cei apropiați mie, sunt îngroziți de această eventualitate. Da, eu nu discutam de oamenii care candidează, că și dumneavoastră și domnul Marius Neculai sunteți doi oameni de calitate. Discutăm de formațiunea politică. Da, eu, sincer, nu îmi propun în emisiunea de astăzi să discut prea mult din punct de vedere politic. Eu atâta vreau doar să asigur romașcanii că în momentul de față municipiul Roman are un buget care îi permite continuarea dezvoltării din ultimii 9 ani. Noi avem un proiect bine pus la punct, bine definit pentru perioada 2016-2020. Este un program cu care noi am câștigat alegerile în anul 2016 cu o majoritate covârșitoare. Din punctul meu de vedere, cred că în acest moment, când e vorba de alegeri locale, nu trebuie să se pună pe primul plan partidele, nu au absolut nicio relevanță. E important ca omul care își dorește să fie primar al municipiului Roman să știe ceea ce are de făcut pentru o bună gospodărire a municipiului Roman. Eu mă bucur de experiența celor 5 ani ca și viceprimar, cunosc foarte bine toate problemele municipiului Roman, de aceea în momentul în care noi am creat acel program Roman 2020 am prins toate obiectivele pe care noi le considerăm prioritare pentru dezvoltarea municipiului Roman. Mai mult decât atât, ele sunt rodul dezbaterilor și discuțiilor pe care le-am avut cu romașcanii. Cunosc fiecare cartier în zonă, fiecare ce necesități au. Am capacitatea și știu ce proiecte pot să depun pentru obținere de finanțare. Ca drept dovadă, eu nu am nicio problemă nici în aceste zile să mă întâlnesc cu miniștrii cabinetului PSD. Până la urmă, nu are absolut nicio importanță coloratura politică a guvernului. Atunci când un primar scrie... Nu v-aș crede. Eu vă contrazic. Argumentul care îl aduce PSD-ul e că dacă... Ei aduc un argument verbal. Eu vă spun ceea ce se întâmplă faptic. Eu m-am întâlnit săptămâna trecută, m-am întâlnit la București cu doamna Rovana Plumb, unde am discutat foarte clar, foarte punctual aplicat pe câteva dintre proiectele pe care municipiul Roman le are. Mă voi întâlni din nou luni la București cu doamna Rovana, cu doamna Sevil Șaideh și cu doamna Olguța Vasilescu. Deci eu, din punctul acesta de vedere, am deschidere oricând la ușile argumentul meu este guvernului. Altul. De ce ar trebui eu, cetățean romașcan, să cred că dacă se instalează la putere PSD-ul, vor purge lapte și miere, când eu știu că de când s-a instalat pe fotoliu de președinte Ionel Arsene și-a bătut joc de Roman. De, așa este, aveți perfectă dreptate. Și asta mă îngrozește pe mine ca jurnalist cu veche experiență. Sunt cele mai mici sume de bani istoria alocate. Bugetului Roman. Așa este, alocate vreodată de Consiliul Județean, dar vedeți dumneavoastră, cu toate acestea, municipiul Roman continuă să se dezvolte, pentru că noi, aici, la nivelul municipiului Roman, ne dorim dezvoltarea și nu dorim să ne întoarcem în trecut, pentru că eu știu că memoria colectivă este scurtă. Dar haideți să ne aducem aminte cum arăta până în 2008 orașul și cum arată din 2008 încoace, atunci când am avut cele mai mari realizări și cea mai mare dezvoltare a municipiului Roman, ritm de dezvoltare pe care, într-adevăr, noi dorim să-l continuăm, să-l menținem și chiar să-l ducem mai departe. Și vreau să vă mai spun încă un lucru. Eu am depus proiecte pentru finanțare la Guvernul României de circa 400 de miliarde de lei vechi, drept pentru care nu am nicio problemă să depun și să atrag sume de bani, indiferent de guvernul care este. Și vă mai spun încă un lucru și vă mai dau un argument. În acești 9 ani de mandat, de exemplu, ai domnului Leoreanu, dumnealui a avut guvernul partidului domniei sale doar 3 ani sau 4 ani maxim. Și iată că totuși, știind pârghiile administrative pe care trebuie să apeși, am reușit să atragem sume de bani fără nicio problemă, indiferent de coloratura guvernului care a fost. Domnule primar, aș vrea să mai discutăm despre o altă strategie, să zicem noi ușor parșivă, preelectorală, aceea de a arăta
faptul că romanul, că s-a făcut o înțelegere transpartinică între PNL și PSD privind în împărțirea acestor funcții, în tocmai ca în vorba colegului meu Neamțu, în piesa Jocul cu moartea. Da, din punctul meu de vedere, toate aceste zvonuri lansate, și am mai auzit multe alte zvonuri foarte, foarte urâte la adresa mea, nu fac altceva decât parte dintr-o campanie electorală. Dintr-o campanie electorală total necurată. Eu m-am obișnuit cu acest tip de campanie electorală cel puțin în 2012, 2014, 2016. Da, eu am scris recent, dacă ați văzut. Am trecut prin toate acestea și nu vreau să intru în acest joc. Eu nu vreau să ies în față decât cu proiectele pe care le am pentru Roman. Eu am și informat de altfel toți romașcanii. Eu mi-am dorit o conducere de campanie și întotdeauna așa am făcut-o și dumneavoastră știți foarte bine. Mai mult decât atât, eu am, îmi place să am o parte de un management participativ, în sensul în care vreau ca romașcanii să fie parte a deciziilor care se iau la nivelul administrației publice locale. Și de aceea, după cum bine știți, încă de la începutul anului am inițiat acele dezbateri publice cu toate categoriile sociale, am luat nevoile tuturor categoriilor sociale, le-am prioritizat și toate s-au regăsit în bugetul din acest an, sau o parte dintre ele cele mai urgente, dar în perioada imediat următoare veți vedea că foarte multe din proiectele pe care noi le-am pus în practică sau pe care le-am gândit vor fi transpuse în practică. Și asta ce este cel mai important. Vom finaliza în perioada imediat următoare licitația la alei parcări și vom intra la un amplu proiect de reabilitare a aleilor și a parcărilor și de construcție a unor alei noi. Vedeți și de parcări noi. Vedeți că sunteți restanți și la asociația noastră. Știu, nu este nicio problemă. Acolo este primul obiectiv care va intra în lucru, este deja prioritizat și să le spunem telespectatorilor dumneavoastră, este vorba de parcarea de pe fosta centrală Ciupercă. Amplasamentul fostei centrale Ciupercă. Sunt promisiuni pe care le-am făcut și pe care le vom amenaja. Am discutat inclusiv în legătură cu locul de joacă, mai așteptăm acceptul celelalte asociații de proprietari pentru că, practic, acel loc de joacă va fi pus în acea zonă. De aceea eu nu vreau să intru deloc în acest joc al contracandidaților mei. Sau nu știu, eu am impresia aici că e o ușoară diversiune. Da, probabil că, eu nu vreau să intru oricum, orice ar fi, chiar nu vreau să intru în acest nicio joc. Nicio campanie n-a fost ferită și domnul Leorean o trebuie să iasă să spună că nu divorțează și țineți minte când PSD-ul a îmbrăcat tinerii și a purtat în deghe. Eu știu foarte, foarte multe, știu și acele pliante pe care le-au lansat în anul 2012, dar de fiecare dată nu au fost. Da, țineți minte bagnotele că PSD Eu știu foarte bine, dar niciodată nu au făcut ei nimic. Care atunci PNL-ul făcuse când erau ușor. Da, niciodată ei n-au făcut nimic, dar, repet, eu nu vreau să intru în acest joc. Obiectivul meu este foarte clar. Acela de a dezvolta municipiul roman și de a continua dezvoltarea municipiului roman și nu vreau să ne întoarcem înapoi în timp. Dar eu nu știu pe ce se mizează la electorat, pe memoria scurtă, pe că doar toată lumea își amintește de porcăriile astea din campanie electorale, care nu sunt credibile. Da, în mintea unora, probabil, episodul cu divorțul. Păi cine nu cunoaște pe doamna Mica, care, doamna Micu, care este o femeie de o calitate excepțională, aș vrea să nu mai intrăm, pentru că le-aș da satisfacție altor persoane. Eu, din punctul meu de vedere, vreau să... Scaunul la cap. E vorba de a avea scaunul la cap. Eu v-am spus, eu rămân pe ideea proiectelor și nu vreau să mai intru în aceste polemici cu absolut... Mi s-a părut ușor și reacția domnului Manoliu. Nu vreau să discut. Nu vreau să discut aceste subiecte. Sunt venit la dumneavoastră doar pentru a prezenta planurile mele pentru bugetul, pentru primăria Roman și pentru municipiul Roman în acest an și sigur că ulterior și pentru anii care vor urma. Mai avem 5 minute. Cred că mai avem timp să mai punctăm câteva atunci chestiuni. Vreau să vă
diversiunea cu clubul Petrotub, să o reamintim iarăși, că aici iar mi se pare o mare porcărie. Deci, ultimul argument că ar dori să fac un centru pentru delicvenție juvenil, e chiar o sfidare la adresa romașcanilor și chiar vreau să cred că acest lucru a fost doar pus ca și o motivație pentru a înșgheba de sub din administrarea primăriei municipiului Roman acest club și sper și îmi doresc ca să nu creadă cu adevărat chiar vor să facă așa ceva în municipiul Roman, să-mi aducă... Da, unde? Că avem spațiul acela care se pretează de minune la liceul numărul 1. Deci pentru acest obiectiv, fără nicio problemă, primăria municipiului Roman poate pune la dispoziție alte locații, dar sincer, nu nici mi-aș dori în municipiul Roman sau un centru... Acolo, pentru că avem altă clădire. Ei deja au banii alocați pentru construirea azilului de bătrâni, au locația dată de primăria municipiului Roman. Practic, primăria municipiului Roman a avut toată deschiderea. Aceste răutăți, din punctul meu de vedere, nu fac bine municipiului Roman. Eu mă voi lupta atâta cât voi putea ca aceste lucruri să nu se întâmple pe raza municipiului Roman. Domnul Lucian Pelepo, consilier județean PNL, mi explica, pentru că eu am adus subiectul acesta în discuție, îmi explica că pe mine m-a mirat faptul că s-a abținut dumnealui și n-a votat, care era cel mai vehement împotriva proiectul. S-a abținut de la vot, tocmai în ideea de a nu trece acel proiect. S-a abținut Sau nu a participat la vot? Nu a participat la vot dintr-un anumit motiv. Pentru că dumnealui are un ONG acolo care funcționează și plătește chirie. Așa. Și am înțeles că primăria, că domnul Arsenie amenință că va da primăria în judecate pentru acele chirii. Dar chiriile acolo am înțeles că ar fi modice. Deci ele sunt modice, deci noi am mare parte din chiriașii de acolo i-am preluat odată cu preluarea clubului Petrotub, iar pe de altă parte acolo funcționează o serie de instituții publice, descentralizate, care nu plătesc chirie. Sunt date spații cu timpul gratuit. E vorba de jandarmerie, vorba de casa de pensii, deci sunt câteva instituții care chiar nu au nicio legătură. Clubul sportiv și așa mai departe. Deci noi acolo, iar chiriile sunt nesemnificative. Printr-o adresă pe care noi am făcut-o către Consiliul Județean, le-am indicat să ne transmită temeiul legal și care e valoarea acelor chirii pe care noi trebuie să o dăm. Răspunsul pe care îl așteptăm la fel de bine, cum așteptăm și un răspuns depus încă din luna martie, în care le-am solicitat să ne spună care au fost criteriile pe baza cărora s-au alocat sumele de bani ale județului și de ce primăria municipiului Roman a primit doar 1 miliard de lei, în condițiile în care o comună mult mai mică a primit 10 miliarde de lei. Cum n-ați văzut dumneavoastră răspunsul acela, nu l-am văzut nici noi. Ar trebui să existe un termen legal de... Este termen legal de 30 de zile la care nu s-a răspuns. Mă rog, asta e un alt subiect și vă spun că pe mine personal mă interesează în acest mod, în acest moment, doar dezvoltarea municipiului Roman, lucrările pe care le avem de făcut în perioada imediat următoare și, bineînțeles, pregătirea zilelor municipiului Roman, dar cu acest subiect sunt convins că vor reveni într-o emisiune ulterioară pentru a aduce la cunoștința romașcanilor surprizele pe care le pregătim. Domnule primar, cu promisiunea că veți clarifica în ședința cu asociațiile de locatari și că fiecare asociație va publica defalcat prețul, ca să înțeleagă omul de la vizier, că nu stă el să-l asculte pe asta, sunt convinsă că am atins principalele probleme fierbinți ale săptămânii. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, o zi bună! Mulțumesc!